Salut, băieți! Ne întâlnim acum să vă prezint LG G6, unul din telefoanele de top al anului, care concurează în ideea lor cu Samsung Galaxy S8, cu Huawei P10, cu Pixel, cu iPhone, cu telefoanele de top. Vreau să vă spun 5 lucruri care îmi plac și 5 lucruri care nu îmi plac. Poate nu chiar 5, dar lucruri care îmi plac și lucruri care nu îmi plac despre el, ca să vă faceți o idee dacă merită cumpărat sau nu merită. Personal, îmi place brandul LG pentru că au mai multe modele de top care sunt foarte bune, au calitatea construcției foarte bună, nu au avut niciodată incidente tehnice sau chestii de genul ăsta și au câteva idei sprințare. 1. Acest senzor de amprentă pe spate, ca toată lumea, este în același timp buton de home. Mie mi se pare o chestie foarte utilă și în felul ăsta nu mai pierzi timpul. Adică, în loc să apăs aici și apoi dau home, apăs aici și apoi nu știu ce, am dat click și s-a deblocat automat din prima. 2. Îmi place foarte mult display-ul. Au un display de o calitate foarte tare și în același timp nu consumă foarte mult din energia bateriei, deci ai o autonomie decentă. 3. Îmi place foarte, foarte mult camera foto. Haideți să vă arăt ce fac cele două lentile de la LG G6. Uite, fac o poză care este foarte largă, panoramă, adică cuprins mai mult dintr-o clădire, iar cealaltă cameră apropie mult. Deci, chiar și când călătorești, când faci portrete, când te plimbi și așa mai departe, poți face niște fotografii incredibile. Și la fel cu camera frontală. Poți să faci o poză mică sau poți să încadrezi mai mulți prieteni într-un selfie comun. Îmi place interfața de la LG. Da, e un pic comparabilă cu alte modele, dar designul acesta și culorile pe care le-au folosit ei, mie îmi plac mai mult decât la alte tipuri de telefoane pe care le-am testat. În mod cert, mai mult decât la P10, care este cea mai ciudată interfață, dar pot să zic că și față de Samsung îmi place destul de mult. Cam asta despre LG G6. Ce nu-mi place? LG G6, ca și la Samsung S8, are un format al ecranului care nu e compatibil cu celelalte aplicații. 18:9, toate se văd cu dungi pe margine și așa mai departe. Uite să vă arăt de pe YouTube ceva. Calitatea ecranului este indiscutabil foarte bună, dar benzile negre care s-au adăugat sunt din cauza că nu toate se scalează pe formatul nou. Și la fel și la aplicații. Nici aplicațiile nu se scalează ca lumea. O groază de probleme doar din cauza faptului că producătorii au avut un nou tip de ecran. Nu puteau să meargă pe 16:9 ca până acum. Performanța hardware. E, altă problemă mare. Este un telefon de top. Este poziționat ca flagship cu preț de flagship și în același timp, cu toate acestea, are un procesor care era de top anul trecut. Snapdragon 821. Este rapid, are performanțe bune, dar în același timp nu este la nivelul concurenților. Aici rămâne la latitudinea fiecăruia ce își dorește. Îți dorești un telefon LG? Atunci da, este cel mai tare telefon pe care poți să-l cumperi. Îți dorești un telefon care să fie cel mai performant? Atunci nu este acesta. Este S8 sau P10 sau cele care au o performanță mult mai mare. Dacă v-a plăcut clipul, vreau să dați subscribe și like și să-mi lăsați comentarii. Orice întrebare aveți, vă răspund.